rugăm frumos, mai dați puțin, să vorbesc, da. Cu pacient. Băiatul dumneavoastră... Nu am voie să vorbesc. Băiatul dumneavoastră a fost reținut pentru 24 de ore. Cum e treaba asta, tatăl să-și poată băiatul, iată, cu această ordonanță de reținere? Aici e mașina. Aici e mașina. Victor Pițurcă, acum. Domn Pițurcă, stați puțin, vă rugăm frumos, ca să nu ne mai împingem și noi. Vă rugăm. Mariane, stai mult. Domnule Pițurcă, rămâneți un pic, vă rugăm frumos. Care-i treaba cu tot dosarul ăsta, cu tot spectacolul ăsta grotesc al cătușelor? Domnule Pițurcă, sunt reale informațiile astea? S-au dat șpăși pentru ca dumneavoastră să puteți să vă ajutați, fiul? Să vă ajutați băiatul să câștige contractul? Rămâneți un pic, domnule Pițurcă. Vă considerați vinovat? E un dosar fabricat la dumneavoastră? E un dosar fabricat? A stat măști neconforme, domnule Pițurcă. S-au dat măști neconforme? Ce sufletul dumneavoastră ca tată să plecați cu control judiciar și băiatul dumneavoastră să fie în cătușe? Nu avea să vestui bani, domnule Pițurcă.